Johnny Thompson, mini-filosofia pe înțelesul tuturor Kant, despre frumos și sublim Există o frumusețe extraordinară într-o furtună. Avem adesea un sentiment de admirație și nimicnicie atunci când ne aflăm la poalele unui munte și simțim o apăsare adâncă față de imensitatea unei mări învolburate. Potrivit lui Immanuel Kant, aceste sentimente reprezentau sublimul și erau minunate. Credea că totul poate fi divizat în două categorii estetice, frumosul și sublimul. Oamenii reacționează în fața ambelor, dar fiecare dintre noi într-o altă măsură și în contexte diferite. În linii mari, frumosul este caracterizat ca fiind plăcut, drăguț și jovial. Sublimul este pătrunzător, însemnat și profund. Trandafirul parfumat, mielul zburdalnic și pajiștea acoperită de rouă sunt frumoase. Răsuflarea unui bizon, marea mânioasă și fiordurile adânc sculptate sunt sublime. Kant nu se oprește aici și susține că și oamenii și relațiile pot fi împărțite în cele două tabere. Probabil cunoaștem acea persoană frumoasă, isteață, carismatică și esența unei ieșiri în oraș reușite. Este copilăroasă și amuzantă, dar credem în secret că este superficială și simplă. Cunoaștem de asemenea și acea persoană sublimă. Este plină de demnitate și onestă, persoana la care mergem pentru a primi un sfat sau pentru a medita. Este de încredere și te susține, dar câteodată ți se pare a fi ursuză, rigidă și plictisitoare. Potrivit lui Kant, persoana sublimă este personalitatea mai bună. Poate pentru că se identifică a face parte din aceeași categorie. Fiind pe val, Kant și-a extins teoria și către cele două sexe, unde femeile sunt frumoase, iar bărbații sublimi, și către națiuni, fiind în mod clar destul de rasist în întregul proces. Francezii sunt frumoși dandy, stilați și de o galanterie încântătoare. Englezii sunt bine poziționați, ca fiind principiali și sublimi. Aventuroasele, îngrozitoarele cuceriri ale spaniolilor asupra lumii noi îi fac pe aceștia de asemenea sublimi. Japonezii erau englezii Orientului, un compliment destul de stângaci. Și cea mai condamnabilă afirmație: Negrii din Africa nu au din fire niciun sentiment care să depășească ridicolul. Toate națiunile sunt împărțite și este interesant să citești despre toate. Germanii sunt, desigur, într-o chipare perfectă a ambelor principii: frumosul și sublimul. Fără îndoială, multe din exemplele lui Kant pot părea ciudate sau chiar ofensive în prezent, dar distinția de bază are un farmec intuitiv și ne putem referi la ele într-un mod propriu, fie că ne plimbăm printre trandafiri sau ascultăm cum ploaia se lovește de ușa noastră.